La începutul acestui an, administratorul judiciar de la Complexul Energetic Hunedoara anunța în presa locală că 12 firme și-au anunțat intenția de a cumpăra termocentrala de Ramintia. Caietul de sarcini trebuia finalizat luna trecută, însă abia zilele trecute, principalii creditori ai Complexului Energetic Hunedoara, aflat în insolvență, au aprobat vânzarea termocentralei. Între timp, de la 12 se vorbește de doar 9 investitori și asta după ce și-a manifestat interesul de cumpărare a termocentralei de Ramintia și de către un puternic grup financiar din Arabia Saudită. Unitatea energetică urmează să fie vândută celui care oferă mai mult, iar firmele interesate trebuie să depună garanția că au suma de bani necesară și, mai ales, să garanteze că acolo vor produce energie electrică. Vreau să vă spun, legată de redeschiderea grupurilor de la Mintia, sunt propuneri, săptămâna trecută a venit la NRE și la Guvernul României o propunere de preluare a acestor grupuri de către un fond de investiții din Arabia Saudită, un fond enorm de mare, care dorește să înceapă să investească în partea de energie. Cei care au venit la Guvernul României, la Ministerul Energiei, la NRE și au solicitat să le dăm locuri în care ar putea să investească în această energie. Ei, având, fiind unul dintre fondurile și mai ales care au foarte mulți bani și vor să vină să investească. Cei care au recomandat să vină și să investească în județul Hunedoara și în Mintia, în toate celelalte, este statul român pe de o parte, prin Guvernul României și ministerele și ANRE-ul. Termocentrala Mintia a fost închisă oficial în iulie anul trecut, iar repunerea în circuit vine în contextul crizei energetice pe care o traversează întreaga Europa. În acest context, modul de producere al energiei va fi stabilit de cel care va achiziționa termocentrala, fiind luată în calcul inclusiv varianta pe cărbune. Potrivit senatorului Vasilică Potecă, membru în Comisia Economică, Industrie și Servicii din Senat, pentru reluarea activității de la Mintia mai este nevoie, pe lângă investitori și implicarea statului și de factorii decidenți locali și județeni. Aici sunt niște grupuri, grupurile astea trebuie văzut, merg pe cărbune, vor fi transformate pe gaz. De unde aduci cărbunele? De unde aduci cărbunele? Sunt foarte multe lucruri, pentru că sunt foarte mulți factori, iar cel care vine și investește știe ce vrea să facă într-o anumită porțiune. Adică nu mai este numai statului, statul și-asumă minele, statul și-asumă Mintia și toate celelalte. Acești investitori au acest rol de a repune și a aduce cu tehnologia de astăzi, să zic, în ordine problema și de la Mintia și în Valea Jiului. De aceea spun un lucru. Suntem în perioada în care și județul Hunedoara trebuie să se concentreze pe repunerea industriei energetice pe tapet și redeschidere. Că este pe cărbune, că este pe hidro, că este pe eoliene. Deci va trebui să intrăm în acest circuit. Activele sucursale electrocentrale DEVA au fost evaluate oficial la o valoare de piață de peste 100 de milioane de euro și una de lichidare de peste 61 de milioane de euro. Așadar, prețul de pornire al licitației va fi cel de inventar, adică 61 de milioane de euro.